Cât timp o mașină nefuncțională nu a fost retrasă din circulație, proprietarul acesteia trebuie să aibă încheiată o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru ea, potrivit unei decizii dată joi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Potrivit deciziei încheierea unui contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este obligatorie atunci când vehiculul în cauză este înmatriculat într-un stat membru și nu a fost retras în mod legal din circulație. Decizia afectează multe categorii de proprietari și nu este văzută cu ochi buni de transportatori, cei care au parc auto consistent, dar și din care mașinile ies din cursă doar în anumite momente. Mai mult, decizia Curții Europene exclude și posibilitatea suspendării RCA, instrument prezent în legislația din România și des folosit în ultima perioadă. Perioadă. România are o problemă semnificativă în ceea ce privește cuprinderea în RCA. Ponderea mașinilor asigurate în totalul vehiculelor matriculate este potrivit majorității estimărilor sub nivelul impus de Uniunea Europeană, adică 85%. Chiar aceste raple, vehicule foarte vechi și de cele mai multe ori nefolosite, coboară ponderea mașinilor cu RCA la un nivel mai redus decât ar trebui. Potrivit estimărilor, circa 2 milioane de vehicule din 9,2 câte erau matriculate la finalul 2020 sunt mai vechi de 20 de ani, multe dintre ele nemai fiind folosite în trafic. Proprietarii acestor mașini obișnuiesc să nu le mai înmatriculeze, însă Curtea Europeană consideră că ele prezintă totuși riscuri și trebuie să aibă RCA. Oricum ar fi, între 1,5 și 2 milioane de vehicule din România sunt constant fără RCA. Decizia Curții afectează și pe cei care dețin mașini de epocă pe care nu le folosesc niciodată sau numai în cazul unor expoziții, acestea vor trebui să aibă asigurare obligatorie atâta timp cât sunt înmatriculate.